Bine v-am regăsit, stimați telespectatori ai canalului Topal TV, iată-ne împreună din nou la emisiunea noastră cu profil sportiv. Am căutat, iată, întotdeauna să vă aducem în actualitate, spre cunoștința domnilor voastre, evenimente, oameni, performeri, tehnicieni, și de data aceasta ne-am oprit asupra, iată, unui eveniment, ca să spun așa, reluarea pregătirilor de către formația noastră favorită de fotbal a municipiului SCM Petrotub, drept pentru care invitat pentru domnile voastre în această seară este domnul Gabriel Țapu, antrenor principal al, așa cum am spus, al domnul Gabi Țapu, lăsați-mă zic așa, brazilienilor noștri, așa, da, că tot e în vogă cu Brazilia. Bine ați revenit la Topal TV. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Doamne ajută, a spune așa deodată, iată, la un nou parcurs, pentru că putem spune că odată cu pregătirile, iată, abia ce v-ați întors din cantonament, ați intrat pe linia dreaptă a pregătirii returului campionatului care, iată, se anunță disputat, mai cu seamă că întotdeauna ați avut un obiectiv așa care ne bucură pe toți. Da, am început pregătirile pentru returul campionatului 2015-2016. Am revenit după o perioadă de acomodare la Roma, am revenit din cantonament și suntem în plină perioadă de încărcarea bateriilor, de acumulări fizice pentru a ne prezenta așa cum trebuie în acest retur de campionat. V-aș propune așa ca să cei de acasă, așa ca să aibă un capăt al discuției, așa, haide să recapitulăm un piculeț sfârșitul turului, cum stăm? Da, păi am, la sfârșitul turului am terminat pe locul 3, un loc care ne onorează, un loc care este urmarea muncii pe care am depus-o începând de, chiar de când am preluat echipa de anul trecut din ianuarie. Un loc 3 care ne obligă să facem mult mai mult, să ne pregătim mult mai bine. Am cu puțină atenție din acest loc 3 putea să se transforme într-un loc 2, pentru că avem numai două puncte față de cei de pe locul 2, mă refer la Râmnicu Sărat, și atunci cu un golaverajul nostru mai bun, un singur punct față de cei de pe locul 2, cu un golaveraj mai bun eram în fața lor, dar până la urmă și la acest loc 3 este, cum am zis, onorant și ne obligă mult mai mult. Am avut un parcurs așa cum trebuia, cu două sincope, ca să spun așa, la Sfântul Gheorghe și la Râmnicu Sărat, dar eu sper ca în acest retur de campionat să ne clasăm cel puțin pe tot așa pe locul 3. Da. Acum că am stabilit cadrul general al, iată, cum vă aflați, iată, în această serie, încă o dată felicitări în numele telespectatorilor noștri, domnule Gabriel Țapu, întors, așa cum am spus, iată, din cantonamentul, altfel o locație tradițională, unde vă simțiți minunat, așa, cum am caracterizat această perioadă, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, de încărcare a bateriilor, de acumulări fizice, cum a fost? Da, este cea mai grea perioadă din an, această perioadă de pregătire din iarnă, pentru că aici intervine și factorul natural, chiar frigul, zăpada, noroiul. După o perioadă pe care am început-o la Roma, ne-am deplasat la Agapia pentru o perioadă de pregătire centralizată. De data asta am avut numai 8 zile la dispoziție pentru a ne pregăti. Aceasta a fost din rațiuni pur financiare. Ne-am întins, ca să spun așa, cât ne este plapuma. A fost bine și aceste 8 zile ne-au prins bine. Am găsit acolo pe
condiții foarte bune și de pregătire și de refacere, cu două antrenamente zilnic, un antrenament afară de alergare și unul în sală la Târgu Neamț pentru forță și chiar ceva tehnic, lucru cu mingea. Am avut 8 zile foarte intense. Din fericire, toți, marea majoritate a jucătorilor au răspuns așa cum trebuie. Am avut, din păcate, și două accidentări. Mă refer la Munteanu Alexandru, un copil nou venit de la LPS, plus Andreea Cuculiței, care pe final de cantonament a acuzat și el o tendinită. În această perioadă de cantonament am avut și un meci de verificare la Piatra Neamț, cu echipa Cearlouă Piatra Neamț, echipa de Liga a doua. Un meci pe care l-am disputat sâmbătă de la 15:30 pe terenul sintetic de la Piatra Neamț. Scorul a fost 1-1. Un meci bun făcut de băieții noștri, un meci de angajament, un meci de mare uzură și chiar dacă am fost conduși cu 1-0 la pauză, am revenit pe tabelă și am înscris, meciul s-a terminat 1-1, am avut câteva ocazii bune de a marca. Nu ne-a interesat prea mult rezultatul, dar pe ansamblu sunt mulțumit de evoluția băieților. Acum, pentru că, iată, tot ne aflăm la acest capitol al meciurilor de pregătire, am venit în cantonament, sunt aceste meciuri. Ce urmează de aici încolo? Știu că întotdeauna după cantonament este această agendă a meciurilor de pregătire. Ce aveți în vedere? Da, deocamdată, datorită faptului că am făcut numai 8 zile de cantonament, vom continua în această săptămână pe plan local aceste antrenamente fizice, pentru că mai avem depus la punct multe din punct de vedere fizic. Am avut o perioadă de 1.5 luni de pauză și atunci avem de recuperat mult. Vom continua în această săptămână cu antrenamentul fizic, ca și cum am fi în cantonament, facem un fel de semicantonament la Roma. Și apoi, de săptămâna viitoare, avem un calendar de meciuri de verificare cu meciuri cu echipe din eșaloane diferite. Avem și din meciuri cu echipe din eșalonul 2. Mă refer la SC Bacău, o dublă la Roma și la Bacău, un meci perfectat, două meciuri perfectate cu echipe din Liga a treia, mă refer la FC Panciu și Știința Miroslava, și chiar un meci deocamdată cu Liga a patra, cu echipa de la Poiana Teiului, unde este antrenor fostul nostru coleg și jucător care a fost mulți ani la Roman, Lucian Cosma. Am încercat să facem un calendar de jocuri cu fel de fel de echipe pentru a ne testa potențialul echipei și jucătorilor pe care avem în lot deja și cei care sunt noi veniți, deocamdată doi. Vom mai căuta și până pe 22 februarie vom mai găsi cel puțin doi jucători să-i aducem. Da, o să ne referim strict la acest capitol, pentru că, iată, aveți acest obiectiv generos și trebuie și întăriri eventual. Practic, prin aceste meciuri de verificare, exact cum a spus, și strategia asta de a găsi echipe din, iată, fiind din eșaloane diferite și valorii probabil diferite, așa, ce urmăriți în mod deosebit? Păi, în primul rând, urmărim felul fizic, unde suntem, felul de a ne comporta fizic în teren, pe parcursul la 50, 60, 70 de minute sau chiar unii 90 de minute. Apoi urmărim o coeziune a jucătorilor pe care îi avem și urmărim felul cum se prezintă ei tehnico-tactic, pentru că la aceste meciuri îți dau permanent situații noi, te pun în fața unor situații noi și trebuie rezolvate rapid, și de asta aceste meciuri sunt așa. Dacă ar trebui, facem totul la stadion, în cadrul antrenamentului, dar aceste meciuri te pun în situații noi, în situații delicate, și atunci noi trebuie să vedem aceste greșeli pe care le facem și să le corectăm,
să nu le mai facem la meciurile oficiale. Și fără urmări, evident. Și fără urmări, da. Mai ales chiar dacă încercăm alți jucători pe posturi noi, ne mai gândim la fel de variante, pentru că pe parcursul unui campionat la meciuri oficiale nu prea ai timp de a face aceste experimente și atunci încercăm să mai folosim alți jucători pe alte posturi, mai vedem și alți jucători care vin noi și atunci aceste meciuri de verificare sunt binevenite. Eu sper ca băieții să învețe din greșelile pe care le fac. Eu încerc să, după meciurile pe care le avem, să stau de vorbă cu ei și să le prezint și părțile bune pe care le-au făcut în joc și părțile mai puțin bune, greșelile, să le corecteze, să le conștientizeze și atunci să facem cât mai puține greșeli ca să ne apropiem victoria în meciurile oficiale. Lotul. Cum stăm cu lotul? Adică, tot așa, un pic comparativ cu finele turului, iată acum cu abordarea returului care se apropie, bate la ușă. Da, păi am terminat lotul, am plecat la drum cu 22, am terminat campionatul în 20 de jucători, 20, în chiar 19 jucători de câmp. Între timp am mai reziliat contractul cu Ionuț Furtună, un băiat de la Bacău care nu a reușit să se impună și am reziliat contractul. Am rămas cu 18 jucători în lot, dintre care 4 sub 19 ani. Aici este o problemă delicată, ne mai trebuie jucători sub 19 ani. După cum v-am spus, am mai adus un băiat în această iarnă de la LPS Roman, Munteanu Alexandru. El e născut în 1996, a fost în lotul celor de la LPS Roman care au fost anul trecut campion național, dar am vrut să-l aducem de asta vară la noi, nu a reușit să... A vrut să așa aleagă alt drum în viață, n-a reușit și acum a venit, dar din păcate a clacat după două săptămâni jumătate, a făcut o tendinită și l-a scos pe o perioadă de o săptămână, 10 zile din pregătire și... Motivul fiind probabil pauza mai lungă. Da, el nu a avut o continuitate în pregătire și a intrat deodată în efort și... Dar eu aici sunt un pic în panică pentru că trebuie neapărat să mai găsim unul sau doi jucători sub 19 ani ca să ne putem face treaba. Și mai avem în lot acum un băiat de la Târgu Neamț, care a jucat Valentin Rotaru, un jucător cu experiență, fundaș central, de 28 de ani. Eu sper să ne înțelegem cu el, pentru că avem nevoie de el. Eu sper ca în această pauză competițională să nu plece nimeni, mai avem semnale care mai vrea să plece. Eu sper să nu plece nimeni și să ne păstrăm același lot, pentru că avem un retur foarte greu de campionat. După cum știți, din cele 14 echipe, deja 3 sau 4 și-au anunțat deja retragerea. Mă refer la echipa din Dorohoi, Târgu Neamțu, care, după cum știm, au mari probleme financiare și de lot. Echipa de la Vaslui încă nu au început pregătirile și nu știu dacă vor mai continua. Plus echipa de la Rădăuți. Bucovina, Rădăuți, au și ei niște probleme acolo. Eu sper să, din toate cele patru, să continue. Sper măcar două din patru să continue și să avem cât mai multe meciuri. Apropo de, iată, această, mi-e spune chiar particularitate, pentru că n-ai criză, asta e treaba. Cum vă pune, în ce postură, în avantaj, în dezavantaj, faptul că, iată, suportă aceste modificări, aceste retrageri, cum vă pică? Da, noi bine, pentru că și așa sunt puține echipe, sunt puține meciuri, competiția este foarte scurtă ca durată, la două luni jumătate de competiție într-un tur și două luni, trei luni de competiție turul și returul, de șase luni pe an de competiție, restul mai mult pregătire. Nu-i bine, pentru că ai săptămâni când ai meciuri, săptămâni când nu ai meciuri. Chiar am făcut un calcul și
ar fi dacă s-ar retrage cele patru sau măcar două sau... Deodată avem 5 meciuri, primele 5, după aia 2 săptămâni stăm, iar 3 meciuri, după aia stăm, iar jucăm, iar stăm. Îți pierzi un pic din pregătire, din cadență, din concentrare și atunci nu mai ai eficiență maximă în campionat, în jocuri, în pregătire. Rămân odată cu retragerea sau, să zicem așa, acestor echipe, eu sper să nu, rămân într-adevăr echipele care sunt cât de cât sprijinite financiar de orașele sau comunele de unde provin și atunci vom avea meciuri mult mai grele și un retur de campionat mult mai greu în acest an. În două vorbe să spunem, să știe cei de acasă, pentru că știți și, iată, oferind bromașcanilor de data aceasta acest spectacol sportiv, respectiv fotbalul, asta presupune niște eforturi care la noi se fac și am rugămintea să spuneți noi așa faptul că SCM Petrotub stă foarte bine la nivel de județ. Apropo de, iată, aceste plecări care se întâmplă și... Păi da, pentru că această... Constanța noastră, această pregătirea noastră, clasamentul ne recomandă ca o echipă serioasă, asta nu se putea face decât cu sprijinul domnului primar, cu sprijinul autorităților locale care au încredere în noi, ne sprijină, au deschidere către sport, au deschidere către cultură, au deschidere către tot ce este frumos și atunci acest sprijin al dumnealor se răsplânge și în activitatea noastră. Noi înțelegem eforturile care se fac la nivelul orașului pentru a ne susține și încercăm și eu sper să reușim până la capăt să nu-i dezamăgim, să îi facem să ne susțină în continuare, să facem cinste orașului pentru că și noi, chiar dacă suntem la Liga a treia, suntem ambasadorii acestui oraș. Eu vorbesc mult cu băieții și le spun că trebuie pe unde mergem să lăsăm o impresie bună, să vorbească lumea frumos de echipa noastră, de echipa de fotbal, de echipa de handbal, de ceilalți care reprezintă orașul, chiar dacă e un oraș mic, dar trebuie să reprezentăm cu cinste, să vorbească frumos de orașul nostru. Această activitate a noastră este susținută, cum am spus, de autoritățile locale și suntem încrezători că vom fi susținuți și în continuare. Ne obligă, de asta muncim, de asta suntem strânși unul lângă celălalt, suntem ca o familie la stadion și eu sper să facem lucruri bune. Apropo de, iată, jucătorii aceștia de sub 19 ani, pentru că aș vrea să mai revenim un piculeț, iată, de la începutul acestei ediții de campionat, această obligativitate de a avea în teren câți... 3 sub 19 ani. Și această criză de la lot de acum... Cum să spun, la un moment dat spuneați că valoarea acestor jucători va decide podiumul final al... Mai susțineți asta? Da, păi și s-a văzut această situație la noi. Am avut și avem copii de calitate în lotul nostru, mă refer la Grigore Relu, la Luca și Marian, doi copii care s-au impus în lotul nostru și în echipa de bază, plus Rare Samson de la Piatra Neamț, care și el este un produs al orașului nostru, a plecat la Piatra Neamț chiar din clubul nostru, de la grupele noastre de copii, dar încercăm să mai aducem pe lângă cei trei încă minim doi copii ca să fie concurență, pentru că am avut un tur de campionat greu, am terminat, după cum v-am spus, cu patru copii și atunci în retur este altceva, pentru că intervin cartonașele galbene, accidentările pe final de campionat și atunci vrem să evităm aceste situații, să nu fim nevoiți, Doamne ferește, să jucăm în 10 sau în 9 jucători, să terminăm un meci în 9 sau în 10 jucători. De aceea
Noi căutăm permanent, nu știu dacă am mai declarat-o, nu știu dacă această măsură a fost prea bine gândită de la început, sunt prea mulți totuși implementați deodată într-un lot de fotbal, dar eu sper să ne descurcăm până la capăt și din cei care îi avem acum să și continuăm cu ei. Eu vreau să-i fac să înțeleagă că trebuie să muncească și să rămână și de la vară încolo. Domnule Gabriel Țapu, ca să închidem cercul acestui dialog pentru, iată, iubitorii fotbalului și sportul în general, așa două vorbe despre, sigur obiectivul l-ați mai spus, așa, despre ceea ce vă gândiți, iată, să reușiți până la finele acestei ediții de campionat. Da, după cum știți, acum în cadrul primăriei Roman s-a demarat și proiectul cu noua societate sportivă, Clubul Sportiv Municipal Roman, un club în care vor intra toate sporturile din Roman și începând de la handbal, fotbal, plus celelalte sporturi, box, șah, tenis, în orice mai trebuie și mă bucur acest lucru că vor fi toate sporturile adunate la un loc. Acest lucru ne obligă să facem performanță, să ne clasăm la sfârșitul campionatului pe un loc cât mai bun și să avem susținere în continuare, pentru că numai rezultate ne rețin în viață, numai performanța pe care o vom face în acest retur de campionat ne va propulsa pe o treaptă în cadrul noului club sportiv municipal, pe o treaptă mult mai sus, pentru că eu zic că în cadrul acestui club se va plăti performanța și se va susține performanța și acest lucru este, eu zic, un lucru normal și un lucru care trebuie ținut cont. De aceea noi ne vom pregăti ca atare, vom fi serioși și cum am fost până acum, vom face tot ce ne stă în putință să câștigăm toate meciurile, să plecăm cu mentalitate de învingători de la început, pentru că în acest retur de campionat vom avea meciuri foarte grele, mă refer aici la meciul cu Olimpia Râmnicu Sărat, chiar din prima etapă de pe echipa de pe locul 2, vor veni la noi Metalosport Galați, echipă de la care s-a întărit în ultima perioadă cu jucători de la Oțelul Galați din Liga a doua, echipa de Sfântul Gheorghe din nou. Deci vom avea meciuri foarte grele acasă și, după cum știți, meciurile mai grele sunt cele de pe teren propriu, cum trebuie să construiești, să marchezi, să-ți apropii victoria. De aceea eu sper ca și publicul romașcan să fie alături de noi și de la început să vină să ne susțină necondiționat din primul până în ultimul minut și atunci eu zic că până la urmă totul va fi bine. Asta e până la urmă obiectivul nostru principal, să muncim cât mai mult, să facem lucrurile cât mai bune, să tratăm toate meciurile cu seriozitate, să le tratăm cu maximă atenție și imposibil ca să nu vină și rezultatele și o clasare cât mai bună în campionat. Să vă ajute bunul Dumnezeu și să vă ferească de, că na, în sport mai apar accidentări, Doamne ferește să nu fie cazul, spor și încă o dată în numele telespectatorilor mulțumim pentru că iată onorați mereu, cum să spun, eforturile celor și aici și cetățenii, oamenii ăștia toți care și mă uit acolo și spun o prezență la stadion așa mai numeroasă n-ar strica deloc pentru că este foarte importantă. Încă o dată mulțumim, succes, Doamne ajută, oameni buni, celor de acasă. Ați văzut, domnul Gabriel Țapu, așa în câteva cuvinte, la început de nou drum, respectiv returul seriei în care evoluează echipa noastră favorită, așadar, hai ai noștri și cât de aproape de ei. Toate cele bune, rămâneți cu Top Alt TV. Bună seara!